Un bărbat s-a ales cu o amendă de 1500 de lei pentru că fuma într-un parc din Călăraș. Soția lui consideră că bărbatul a fost penalizat pe nedrept. Cazul a avut loc în data de 29 iunie. Despre cele întâmplate ne-a relatat femeia prezentă și ea la locul faptei, care a filmat totul cu telefonul său mobil. În secvența video se vede un echipaj al poliției care înregistrează contravenția. Din discuția oamenilor legii cu individul în cauză s-a aflat că acesta ar fi întrebat de un trecător dacă este permis fumatul lângă pubele. Trecătorul i-ar fi răspuns afirmativ, de aceea bărbatul și-ar fi aprins țigara. Eu te-am lămurit de ce cauze eu am fumat. Că am văzut că acolo e pietrință și nu curcă așa spate. Nici băieții nu au spus, nici băieții nu au spus, că sunt lângă musuri pe spate de fumat. Și soția lui s-a implicat în discuție crezând că îi va putea convinge pe oamenii legii să nu aplice sancțiunea și că vor scăpa doar cu o avertizare. Eu mă țin să scăteam de treabă. Eu înțeleg el să fumat nu la urnă. Ușă cât de asta, fără de ieșire. Fumat nu la urnă, apă da. De cealaltă parte, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Călăraș, Cristina Vicol, ne-a explicat că amenda a fost aplicată conform articolului 26 din Codul Contravențional, care interzice fumatul, inclusiv în parcuri. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fumeze doar în locuri special amenajate.